Numărul cazurilor de COVID-19 a crescut la Iași în ultimele 10 zile. Oamenii vin la spital cu simptome pe care le pun pe seama unor viroze. Unii își pierd simțul mirosului și al gustului. Există pacienți și cu manifestări severe, însă cei mai mulți ieșeni nu sunt foarte alarmați. Nimic, iau niște alcool și atâta, nimic. Odată ce a fost o glumă în program cu celelalte chestii care s-au întâmplat, asta e o afacere de-a lui Trump și restul. Ce-a fost pe timpuri? Deci nu luați nicio măsură de precauție sau... Mai Bill e fostul președinte a Americii, a fost COVID-ul, s-a îmbolnăvit iar și iar a început cu chestia asta. Nu, n-am știut. Eu stau mai mult pe internet, televizorul mai puțin. Eu nu m-am testat niciodată, am făcut 60 și ceva de teste, nu m-am vaccinat, am făcut 60 și ceva de teste, eu am făcut COVID-ul... După ce s-a terminat pandemia, am crezut prima dată, acum n-aș mai crede a doua oară. Și măsuri trebuie luate, dar nici nu mai știu acum după cum să mă iau, nici eu nu mai știu cum să... Dar oricum tot trebuie să ne protejăm. Sigur, mască, adică nu mi-e frică, dar totuși măsuri de precauție, așa. Eu n-am treabă cu COVID, nu? Eu nu cred în așa ceva, părerea mea personală. Deci nu vei lua nicio măsură de precauție sau teste? Teste n-am luat niciodată, dar dacă e de caz de ceva, să luăm ce să facem, nu? Igiena, mă spăl pe mâini, altceva ce să fac. Din păcate, există și cazuri de COVID-19 și în rândul personalului medical, atât asistenți cât și infirmieri. Numărul celor infectați crește de la zi la zi. Unii se află în izolare la domiciliu. Afectează capacitatea de intervenție a echipei medicale și ceea ce recomandăm este evitarea aglomerațiilor. Probabil că numărul crescut de cazuri din ultimele zile este în contextul petrecerilor, a grupurilor de prieteni și familiilor care se întâlnesc mult mai mult în aceste zile de vară și care petrec împreună, existând riscul transmiterii virusului pe cale aeriană de la o persoană la alta. După numărul de cazuri diagnosticate în acest an, se poate spune că numărul de infectări a fost unul mare. Statisticile Ministerului Sănătății arată nou record privind evoluția cazurilor de COVID-19 în ultima săptămână, o creștere de 71% față de săptămâna precedentă și cel mai mare număr de cazuri din 2024.